Această rubrică vă este oferită de Sanador. Hipertensiunea arterială, fumatul sau colesterolul crescut sunt factori de risc pentru ateroscleroză. Placa de aterom se depune pe pereții arterei renale și formează stenoza de arteră renală. Care sunt semnele acesteia și cum intervin medicii în aceste cazuri? Discutăm cu doamna dr. Rodica Niculescu, medic primar cardiologie intervențională. Bună dimineața! Bună dimineața! Care sunt semnele unei posibile stenoze de arteră renală? Stenoza de arteră renală determină hipertensiune arterială și este una din cauzele de hipertensiune arterială secundară. De aceea, medicii cardiologi care urmăresc pacienții și văd că pacientul, deși își administrează corect medicația, două medicamente plus un diuretic și răspunsurile pentru valorile ținte ale tensiunii arteriale nu sunt atinse, e bine să trimită pacientul către o evaluare legată de arterele renale. Stenozele arterelor renale pot fi diagnosticate cu ajutorul ecografiei Doppler, a unor evaluări paralele legate de eventuale suferințe ale arterelor membrelor inferioare sau anevrizi de aortă printr-o evaluare tomografică angio-CT sau prin gold standardul de evaluare arteriografia. Odată pus diagnosticul, din punct de vedere al gradului de stenoză, peste 70% din diametrul arterei considerat normal, trebuie efectuate și niște teste funcționale, un gradient de presiune care să confirme suferința renală legată de gradul stenozei și atunci ajungem la tehnica de rezolvare intervențională, adică montarea unui stent la nivelul arterelor renale. Odată pus diagnosticul, se consideră o situație de urgență? Este o situație de evaluat. Ea poate fi în așteptare în următoarele 6 luni, un an. Nu reprezintă în mod real o urgență decât la momentul la care avem confirmarea reală că cauza hipertensiunii arteriale este strict legată doar de stenoza arterei renale. Acest lucru este mai ales la pacienții care au ambele artere renale cu stenoze la originile lor. În ce constă mai exact intervenția despre care ne-ați vorbit puțin mai devreme, cea care presupune montarea unui stent? Intervenția se realizează prin abordul arterei radiale, ceea ce permite un confort pacientului atât în timpul efectuării cât și postoperator. Este vorba de o montare de stent din punct de vedere al originii arterei renale. Montarea acestui stent metalic conduce la o creștere a diametrului vasului și cu această ocazie a unei vascularizații mai bune a rinichiului respectiv. Acest lucru conduce la niște fenomene fiziopatologice care participă la reducerea tensiunii arteriale. Asta nu înseamnă că pacientul nu va continua să ia tratament antihipertensiv și, sigur, sub observația medicului cardiolog, trebuie să ajungă la anumite valori țintă pentru ca riscurile hipertensiunii arteriale în evoluția bolilor cardiace și neurologice să fie reduse. Poate fi prevenită apariția acestei afecțiuni? Apariția acestei afecțiuni se încadrează în modul în care ne încercăm prevenția împotriva aterosclerozei sistemice, pentru că stenoza de arteră renală însoțește și alte nivele de vasculare la care se instalează ateroscleroza, de tipul cardiopatiei ischemice sau arteriopatiilor obstructive periferice. De aceea, tratamentul constă practic în controlul hipertensiunii arteriale, cum am spus, în controlul valorilor colesterolului, în elaborarea unor tehnici de înlăturare a sedentarismului, care în ultimul timp a devenit din ce în ce mai prezent în viețile noastre, efectuarea sportului ordonat, cele 20 de minute pe zi de activitate fizică. Sunt multe metode de reducere cumva a instalării aterosclerotice. Doamna doctor, vă mulțumesc pentru intervenția. Și eu vă mulțumesc.
Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.